Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Peste 70 de producători tradiționali, meșteri populari și unități gastronomice participă la ediția de anul acesta a târgului de toamnă produs în Bucovina. Deschiderea oficială a târgului a avut loc miercuri în prezența președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, la eveniment fiind prezenți și cei doi vicepreședinți ai instituției, Gheorghe Niță și Viorel Seredenciuc, și viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovski. Târgul de toamnă produs în Bucovina va fi deschis până duminică, 15 septembrie. La deschiderea oficială a târgului, Gheorghe Flutur a apreciat faptul că prin astfel de evenimente, Suceava a devenit capitala culturală a autenticului. Deschidem oficial târgul de toamnă, să-și vândă roadele unii, alții să cumpere, iar la ora 19 vom avea un eveniment foarte important, sărbătorim 65 de ani de la înființarea ansamblului artistic profesionist Ciprian Porumbescu, va fi transmis de Televiziunea Națională 3 zile, astăzi, mâine și poimâine, de la ora 19, cu surprize extraordinare. De aceea eu vă mulțumesc că ați venit la aceste evenimente. După ce luni piața Sucevei era plină să asculte simfonii, acum am trecut la promovarea produselor tradiționale, după care mergem la rapsodii. Suceava merită să se numească o capitală culturală a autenticului, a tradițiilor, și mă bucur că suntem la a 11-a ediție. Am avut șansa și mulțumesc lui Dumnezeu ca să fiu inițiatorul acestor proiecte produse în Bucovina. Șeful administrației județene a adăugat că vrea să anunțe ceva de suflet, și anume că vara aceasta s-a înregistrat un număr foarte mare de turiști care au vizitat județul Suceava, Bucovina. Am reușit astăzi să centralizăm de la pensiuni și hoteluri. În lunile iunie, iulie și august, în județul Suceava au fost peste 540.000 de turiști. Numai în 3 luni. Cifrele acestea arată ceva. Și asta înseamnă că ceea ce facem și noi, ce faceți dumneavoastră, își atinge scopul. Suceava a devenit, și Bucovina, o destinație turistică pentru foarte mulți români și străini. Mă bucur foarte mult de asta și sigur că noi, cei care administrăm județul, avem următoarele teme. Deja drumurile sunt prea înguste, aglomerația este prea mare și trebuie să ne gândim la următorii pași. De aceea mâine cu presa o să discut alte proiecte pentru perioada următoare legate de centurile ocolitoare, dar vă îndemn astăzi să gustați din Bucovina așa cum am scris noi aici și să fiți patrioți, să cumpărați mai multe produse tradiționale de ale noastre românești din Bucovina, pentru că din păcate în ultimii ani asta a fost realitatea, ne-au invadat foarte multe produse care sunt bine ambalate, care clipesc frumos, dar cred că mai sănătoase și mai bune ca produsele noastre nu sunt altele. De aceea declar deschis târgul de toamnă, ediția 11, a produs în Bucovina. Vă doresc distracție plăcută, mulțumesc Centrului Cultural Bucovina, mulțumesc Primăriei Municipiului Suceava. Cei care vor veni la târg vor putea cumpăra produse alimentare tradiționale, siropuri, brânzeturi, vinuri de colecție, produse din carne, produse din carne de vită, produse din carne de porc, oaie sau pasăre, dar și nenumărate dulciuri provenite direct de la gospodine, produse apicole și de panificație, gemuri, fructe, vinuri obișnuite și brânzeturi alese, oale de lut sau ustensile de casă făcute manual. De precizat că în zilele de 14 și 15 septembrie, între orele 13 și 20, pe scena din fața Casei de Cultură vor avea loc spectacole folclorice.